Eu sunt Steaua București. Alina Dumitru, singura judoca din România, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, crește la clubul Steaua București viitorii campioni. În timpul săptămânii, seară de seară, de la ora 19, la sala din incinta stadionului Steaua, zeci de copii se antrenează cu gândul de a urca într-o zi pe podiumul marilor competiții. E o plăcere pentru mine să fiu alături de ei, să le împărtășesc din tainele judoului, din ceea ce eu am făcut timp de 18 ani, în care am avut rezultate excepționale și sper la fel să am și cu acești minunați copii. De ce a trebuit copiii să vină la judo? Aici la judo se învață în primul rând să cazi, să știi să cazi, să-ți ferești în primul rând capul, clar, plus disciplina pe care ți-o oferă acest sport, respectul pe care ți-l oferă, plus poți să-ți faci un colectiv frumos și să-ți faci prieteni noi. La 15 ani de la succesul de la Beijing, Alina Dumitru, care are în palmares și 8 medalii de aur la campionatele europene și 3 medalii de bronz la campionatele mondiale, speră să găsească printre copii viitorul campion olimpic. Care este principala calitate care te-a propulsat pe podiumul olimpic? Talentul. Toți mi-au spus că am un talent apart. Am... Bine, dar pe lângă talent, clar, seriozitatea a fost ambiția, am avut... Nimeni și nimic nu mă făcea să mă dea la o parte din drum pe care eu mi l-am propus. Ca și sportiv ai cucerit aurul olimpic. Te vezi în această postură și ca antrenoare? Oh, Doamne, e clar că asta visez, nu? Și trebuie să-mi duc visul până la capăt, așa cum am făcut-o ca și sportiv. Dar clar este un pic mai greu, pentru că tu încerci să le spui, să le dai informația cea mai bună sportivilor tăi, dar nu știi dacă și ei o percep la fel. Da, este clar visul pe care eu mi l-am pus acolo și lucrăm, lucrăm și iar lucrăm.